Pe internet, când citești anumite articole, trebuie să fii un cititor sceptic în general și informațiile legate de spațiu nu sunt o excepție de la regulă. Afirmațiile despre extraterestri și OZN-uri, despre aterizări false pe lună, despre Marte fiind anormal de mare sau luna care devine verde sunt genurile de lucruri pe care ar trebui să le verificați cu atenție înainte de a le crede. Așadar, iată câteva dintre cele mai comune mituri, concepții greșite și inexactități pe care le-am întâlnit cu toții despre spațiul cosmic și care ar trebui aruncate într-o gaură neagră. Misiunile umane pe lună au fost trucate. 12 astronauți NASA au mers pe lună între 69 și 72, iar un dispozitiv a lansat de atunci noi fotografii ale locurilor de aterizare. În deceniile de când astronauții Apollo 11 au pus primul picior pe lună, au fost prezentate multe teorii care susțin că întregul program Apollo a fost de fapt fals. De ce nu există stele pe cer în fotografiile cu astronauții? De ce steagurile SUA flutură pe suprafața lunii? De ce există urme ale tălpilor în imagini, dar nu există urme ale rachetelor care au aterizat acolo? Răspunsurile la aceste întrebări sunt mai simple decât ați putea crede. Nu există stele pe cer din același motiv pentru care nu vezi stele în timpul zilei pe pământ. Strălucirea luminii de zi pur și simplu le face invizibile. Steagurile americane plantate în solul lunar aveau tije metalice cu sute în ele pentru a părea că se mișcă. Fără aceste fire, steagul ar fi atârnat drept în jos, fără a flutura. Și rachetele lunare, deși mai grele, nu au lăsat semne proeminente în suprafață în anumite locuri, deoarece masa lor era distribuită mai uniform decât greutatea astronauților în cizme. Pământul este plat. Acest mit e atât de popular încât există chiar și un grup numit după el, Societatea Pământului Plat. Membrii organizației susțin că orizontul e întotdeauna la nivelul ochilor și spun că asta nu ar fi posibil dacă pământul ar fi rotund. Ei spun de asemenea că nu există un film cu întregul pământ realizat din spațiu, ceea ce nu este adevărat deoarece NASA a publicat mai multe clipuri luate de la sateliți, inclusiv un videoclip live al pământului din Stația Spațială Internațională, care orbitează planeta noastră de 16 ori pe zi. O modalitate de a vă demonstra că pământul e rotund e să luați în considerare modul în care funcționează orbitele sateliților. Sateliții se învârt constant în jurul pământului pe măsură ce sunt atrași de gravitația planetei noastre, trebuie doar să călătorească suficient de repede la o altitudine suficient de mare pentru a nu cădea în atmosferă. Planeta nouă ne va ucide. În aprilie 2016, New York Post a scris pe Twitter: o planetă nouă descoperită ar putea distruge Pământul chiar în această lună. Ziarul se referea la Planeta Nouă, o planetă teoretică care nu a fost încă descoperită de la marginea sistemului solar. Un videoclip însoțitor susținea de asemenea că noua planetă aruncă tot felul de asteroizi și comete asupra Pământului, ceea ce ar presupune că ar ajunge să ne lovească planeta. Deși existența planetei nu a fost confirmată, astronomii o caută activ pentru a explica mișcările unor obiecte din centura înghețată Kuiper, o vastă regiune de obiecte înghețate dincolo de Neptun. Însă, chiar dacă planeta va fi găsită, Mike Brown, de la Institutul de Tehnologie din California, a spus că ea nu va reprezenta o amenințare pentru noi. Cercetarea extraterestră are loc în zona 51. Filmul Ziua Independenței din 1996 e una din sursele mitului din jurul Area 51, care susține că extraterestrii și tehnologia lor, recuperată din farfurii zburătoare prăbușite, sunt studiate în secret într-o bază militară clasificată, la aproximativ 130 de kilometri nord-vest de Las Vegas, în deșertul Nevada. Unii oameni din zonă, din jurul bazei, susțin că au văzut zboruri ciudate în afara acestei zone, în timp ce adevărata concentrare a zonei 51 clasificată, guvernul SUA i-a recunoscut existența. Fiind doar o parte a bazei aeriene Edwards și nimic mai mult, zona a fost o locație cunoscută pentru zborurile cu avioane de înaltă tehnologie în anii 60 și 70. Mai întâi a servit drept teren de probă pentru avioanele spion Lockheed U-2 și A-12 Oxcart, încă din 55. Observațiile OZN-urilor raportate în zone erau într-adevăr obiecte neidentificate, dar numai pentru că avioanele erau extrem de secrete, nu pentru că erau pilotate de extraterestri. Există o față pe Marte. În 1976, nava spațială Viking 1 a NASA a făcut o fotografie a ceea ce părea a fi o față pe Marte. Imediat unii oameni au spus că trebuie să fie existat extraterestri pe Planeta Roșie care au lăsat fața în urmă ca dovada existenței lor. NASA, cu toate acestea, a subliniat că fața suspectată e în realitate doar o grămadă de roci care creează umbre ce seamănă cu trăsături asemănătoare feței. NASA a publicat ulterior imagini cu rezoluție mai bună, luate de la Mars Reconnaissance Orbiter și Mars Global Surveyor în 1998 și respectiv în 2001. Aceste noi imagini au arătat destul de clar că fața de pe Marte nu e altceva decât un joc de lumină și umbră pe o movilă marțiană complet normală. Luna va deveni verde.
În primăvara anului 2016 s-a zvonit că Luna va deveni verde deoarece mai multe planete s-au aliniat și au provocat o strălucire stranie. Acest lucru trebuia să se întâmple pe 20 aprilie și pe 29 mai pentru prima dată după 1596, a afirmat zvonul. În realitate însă Luna nu a devenit niciodată verde, deși poate părea roșie în timpul unei eclipse de lună când Luna trece prin umbra Pământului. În același mod, apusurile de soare apar adesea roșii deoarece lumina soarelui e împrăștiată când trece prin atmosfera Pământului, aruncând o umbră roșiatică pe suprafața lunii. Jurnalistul Skywatching, Joe Rao, a dezmembrat acest mit. El a subliniat că, de fapt, o lună plină a avut loc pe 22 aprilie 2016 și a speculat că data de 20 aprilie a lunii verzi ar putea avea legătură cu National Wheat Day din SUA, cunoscută popular ca 4 din 20. Având în vedere că ultima lună verde ar fi avut loc și acum 420 de ani, aceasta nu părea să fie o coincidență și mulți oameni au crezut mitul. Schimbările climatice nu sunt reale. Pământul se află pe o tendință anormală de încălzire. Gheața arctică se topește, nivelul mării crește, iar temperaturile sunt extreme în multe locații din întreaga lume. De ce se întâmplă asta? Conspiraționiștii anti-schimbări climatice au multe explicații. Activitatea solară, radiațiile, mișcările pământului și ale soarelui, în jurul Căii Lactee, printre alte teorii. Deși există multe componente ale schimbărilor climatice, faptul că oamenii au contribuit la aceasta e incontestabil. Graficele climatice arată că temperatura nu s-a încălzit niciodată atât de mult sau atât de repede în toată istoria Pământului și că această creștere se corelează cu industrializarea crescută. Soarele e galben. Rugați pe oricine să deseneze un soare și se va repezi imediat la creionul galben. Pare normal. Folosim acel creion galben pentru soare încă de când eram mici. Dacă am avea nevoie vreodată de mai multe dovezi, am putea ieși afară și să privim soarele și cu siguranță acesta pare galben. Realitatea e totuși că îl vedem galben datorită atmosferei noastre. Dacă sunteți siguri că ați văzut fotografii NASA sau imagini similare și că soarele era galben și acolo, s-ar putea să aveți dreptate. Această imagine pe care o avem despre un soare galben e atât de răspândită încât uneori astronomii își vor modifica de fapt culoarea imaginilor pentru a le face mai ușor de recunoscut. Cu toate astea, culoarea reală a soarelui e albă. Dacă vă întâlniți vreodată cu un astronaut sau cu cineva care a fost în spațiu, nu ezitați să-l întrebați. Chiar și așa, nu e nevoie să vedem soarele pentru a ști de ce culoare este, deoarece ne putem da seama după temperatură. Stelele reci încep cu o culoare de roșu și cresc în intensitate pe măsură ce se încălzesc. O stea cu doar câteva mii de grade Kelvin temperatură va avea suprafața roșie. La capătul opus al spectrului, cele mai fierbinți stele cu o temperatură a suprafeței de peste 10.000 de Kelvin sunt albastre. Cu o temperatură de suprafață de aproape 6.000 Kelvin, soarele e undeva la mijloc, oferindu-i o culoare albă distinctă. Nu poți călători printr-o centură de asteroizi. Acest mit îl știm cu toții din Star Wars. Han Solo ne-a arătat că e un pilot extraordinar pilotând Falconul Millennium printr-o centură de asteroizi mortali și scoțându-l de cealaltă parte în ciuda șanselor aproape zero de supraviețuire. E impresionant, cu excepția faptului că probabil ai putea face și tu același lucru. Unul dintre principalele lucruri la care filmele sunt proaste atunci când vine vorba de spațiu e reprezentarea corectă a dimensiunii și nu e de fapt vina lor. Dacă ar arăta lucrurile așa cum sunt ele cu adevărat, ar arăta doar un ecran negru cu un punct mic aici și acolo care ar trebui să fie o planetă sau ceva de genul acesta. Ideea pe care vrem să o subliniem e că spațiul e mare, foarte mare. Chiar dacă o centură de asteroizi are milioane și milioane de asteroizi în ea, ar trebui să fii cea mai nefericită persoană din univers pentru a lovi unul. Nu e imposibil, dar șansele sunt astronomic de mici. Să ne uităm la centura noastră de asteroizi, ca exemplu. Are milioane de obiecte în ea. Cel mai mare lucru din ea e Ceres, un fost asteroid acum clasificat ca o planetă pitică. Are un diametru de 1500 km, însă distanța dintre două obiecte din centura de asteroizi e sute de mii de kilometri. Șansele de a lovi unul dintre aceste obiecte este 1 la 1 miliard. Până acum am trimis 11 sonde prin centură fără incidente. Există doar 3 faze ale materiei, solid, lichid și gazos. Există totuși și o altă fază, plasma. E ușor să presupunem că solidele sunt cea mai abundentă formă de materie din cosmos, deoarece toți trăim pe o planetă mare. Dar plasma e mult mai abundentă. Stelele, inclusiv soarele nostru, sunt globuri gigantice de plasmă strălucitoare. Există și multe alte faze ale materiei, cum ar fi fluide supercritice, care apar la suprafața lui Venus. Dar solidul, lichidul, gazul și plasma sunt principalele. Așadar există mituri despre spațiu pe care oamenii continuă să le creadă din prisma faptului că nu se informează îndeajuns. Dar din toate aceste mituri, tu pe care îl credeai cu tărie adevărat. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!